Moldova Gaz a depus o cerere la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, în care solicită o majorare cu 31,5% a tarifului pentru gazele naturale din 1 octombrie. Furnizorul cere un preț de 28,80 lei pentru un metru cub, inclusiv TVA. Într-un mesaj postat pe Telegram, șeful Moldova Gaz, Vadim Ceban, susține că majorarea tarifului este impusă de prețul mare de achiziție plătit Gazpromului. Potrivit lui, dacă tariful nu va fi ajustat, atunci Moldova Gaz nu va putea să-și îndeplinească obligațiile contractuale. A precizat că va analiza argumentele companiei și va reveni cu o decizie în termeni proximi. Expertul în energetică, Sergiu Ungureanu, susține că solicitarea Moldova Gaz este argumentată. Din punct de vedere economic, este justificat la moment, în condițiile în care nu găsim o soluție cum să micșorăm prețurile de achiziție al gazelor din partea Gazpromului. Ce va face ANRE-ul? Vom vedea. Ei ar putea să adopte în totalitate cererea Moldovei Gaz sau să o adopte în trepte, deci în care ar putea să majoreze până la, nu știu, un 24 de lei, iar apoi încă o dată până la 28-29. Sergiu Ungureanu susține că, deși din octombrie formula de calcul a prețului gazului natural cumpărat de Moldova Gaz se modifică, este puțin probabilă o ieftinire a gazelor naturale pentru consumatori în sezonul rece. De la începutul verii, prețul plătit de Moldova Gaz concernului rus pentru 1000 de metri cub de gaze naturale a crescut de două ori. În iunie, taxa era de 880 de dolari. În iulie 980, în august 1458, iar în septembrie 1882 de dolari. Conform contractului cu Gazprom, din octombrie 70% din tarif va fi calculat în baza costului produselor petroliere, iar 30% ținând cont de prețul de piață al gazelor. Ultima dată, tariful a crescut în luna august de la 18 lei și 62 de bani până la 23 de lei cu TVA.